Nenorocirea din Clubul Bucureștean se poate repeta oricând în școlile și grădinițele din Gorj. Mii de copii sunt zilnic în pericol din cauza că instituțiile unde învață nu au primit autorizație de la pompieri. Zeci de școli din Gorj funcționează fără autorizația de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj. Din unitățile de învățământ din județul Gorj, un număr de 83 de unități de învățământ, adică grădinițe, școli generale, nu au această autorizație PSI. Una dintre cauze ar fi și faptul că sunt construite înainte de apariția legii 307 pe 2006 și nu impunea obținerea acestei autorizații. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Gorj susțin că s-au făcut demersuri pentru obținerea acestui aviz, însă pompierii le-ar fi transmis că pentru acele spații nu se poate elibera un astfel de document privind securitatea în cazul unui incendiu. Nu avem o situație centralizată, dar putem să vă menționăm că multe școli au făcut demersurile necesare pentru obținerea acestui aviz. Multe dintre școli nu au obținut acest aviz, deși s-au făcut demersurile necesare și sunt preocupate să îndeplinească toate condițiile pentru securitatea elevilor și pentru paza împotriva incendiilor. Autoritățile au intrat în alertă după tragedia de la Clubul Colectiv din capitală. 46 de persoane și-au pierdut viața în urma incendiului.